Nu puțini sunt buzoienii care au mers la piață și au cumpărat un kilogram de fructe sau legume cu un preț, iar când au trebuit să plătească, au fost nevoiți să scoată din buzunar mai mulți bani decât se așteptau. Situația era creată de un obicei al piețarilor de a folosi decimala psihologică 99 sau 50, scrisă cu cifre mici, greu lizibile, inducând în eroare consumatorul. După ce a strâns teancuri de reclamații, conducerea SECE Piețe Târguri și Oboare a decis ca în piețele din municipiu să se utilizeze un singur preț pe care să se poată citi tipul de produs, originea lui și, cel mai important, prețul să aibă aceeași dimensiune. Măsura a fost introdusă la sfârșitul săptămânii trecute. Astăzi, în piața centrală, încă mai existau comercianți care nu s-au debarasat de vechile obiceiuri, folosind prețuri cu dimensiuni diferite. Nu vă puneți prețurile cele noi? Vreau să vă întrebăm de prețuri, vă, că nu le-ați făcut cum trebuiau așa mari. Din 99 la mic trebuiau egale. Alții au considerat măsura administratorului piețelor de bun augur, astfel încât și-au pus prețurile pe produse în funcție de modelul transmis. Dacă așa mi-a dat ordine, ați lăsat bani la băiat? Da. A trebuit să mă conform. Și e foarte bine acum, nu mai am probleme cu nimeni. Poliția locală, administrația piețelor și Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor atrag atenția că vor desfășura controale și vor aplica sancțiuni celor care nu se vor conforma. SECE Piețe Târguri și Oboare amenință chiar cu rezilierea contractelor.